Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, prefectura a emis o hotărâre de reprogramare a examinărilor auto, ce ar fi trebuit să aibă loc pe 29 și 30 ianuarie. Cei care se pregăteau să dea traseul în aceste zile vor avea de așteptat. Dată fiind avertizarea meteorologică de cod portocaliu pentru județul Galați, de viscol foarte puternic și nisoream putente, domnul Dorin Otrogol a dispus suspendarea examinărilor auto, componenta examenului pentru obținerea permisului de conducere, iar în timpul cel mai scurt se va reorganiza această examinare, de îndată ce vremea va permite. Reiterăm apelul nostru către populație de a nu efectua deplasări pe distanțe lungi și în niciun caz de a părăsi localitatea decât dacă se impune. Serviciul public comunitar regim permise de conducere din cadrul instituției prefectului județul Galați va reprograma aceste examinări. Amânate au fost și plățile facturilor la finanțe, întrucât puțin gălățeni s-au încumetat să iasă din casă pentru a-și achita dările. Din fericire, o pot face din fața calculatoarelor. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice și a structurilor subordonate, administrațiile județene ale finanțelor publice din subordine, permite accesul contribuabilului la depunerea declarațiilor și achitarea obligațiilor fiscale, în mare parte și fără deplasarea la organul fiscal. Astfel, în acest sens, pe această cale aș dori să reamintesc contribuabililor faptul că data de 31 ianuarie reprezintă termen limită pentru depunerea a două importante formulare. Discutăm aici despre declarația 010, opțiunea de înregistrare ca și plătitor de impozit pe veniturile micro-întreprinderilor, precum și la formularul 600, declarație privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. Acesta, din urmă, poate fi descărcat de pe portalul ANAF, ca și celălalt de altfel. Declarația se completează în două exemplare. Originalul se depune la organul fiscal competent, copia fiind păstrată de către contribuabil. Se poate depune pe suport hârtie, dar și la oficiul poștal prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Pentru elevi continuă vacanța adusă de zăpadă. Școlile rămân închise și joi în zona de sud-est a țării, unde există avertizare de cod portocaliu care s-ar putea schimba în cod roșu potrivit meteorologilor. Inspectorii școlari din Tulcea, Buzău, Călăraș, Vrancea, Brăila, Galați și Constanța au anunțat suspendarea cursurilor. Mai mult, unele inspectorate iau în calcul închiderea școlilor și vineri, ceea ce îi trimite pe elevi direct în vacanță. O altă problemă pusă de zăpadă este incapacitatea utilajelor de colectare a gunoiului menajer de a ajunge la ghene și tomberoane. Munți de deșeuri cresc de la o oră la alta, fără ca nimeni să poată interveni. Reprezentanții Ecosal spun că de îndată ce vremea va permite, mașinile vor ridica gunoiul adunat la tomberoane.